Misiune dificilă pentru pompierii români și eleni. După mai multe ore, ei au reușit să localizeze incendiul din insula Rodos din Grecia, izbucnit sâmbătă. Și vin foarte multe elicoptere. Dar mai sunt focare. Mai sunt. Pompierii români au ajuns vineri în insula Rodos cu 4 autospeciale de stingere și au luptat cot la cot cu salvatorii eleni pentru localizarea și lichidarea focului care se manifesta la circa 40 de kilometri de orașul Vila Regiunea Atica. Misiunea a fost una importantă, deoarece exista un risc ridicat de propagare spre o zonă protejată. La solicitarea ofițerilor de legătură elene, având în vedere dispozitivul de intervenție cu lungimea de 1 kilometru de linie de furtun realizat de modulul României, s-a acționat pe tot parcursul nopții cu 4 mașini de stingere. De asemenea, s-a realizat permanent schimbarea efectivelor la un interval de 4 ore și s-au asigurat mijloace suplimentare pentru iluminat. În continuare, salvatorii acționează atât terestru cât și aerian pentru lichidarea ultimelor focare.